În fiecare vară ne dorim să ne bucurăm de plăcerile oferite de aerul liber, dar din păcate avem și invitați nedoriți, țânțarii. O mușcătură de țânțar poate fi absolut supărătoare, cauzând mâncărimi și iritații pe piele. În orașele noastre aglomerate, țânțarii sunt cei mai frecvenți musafiri datorită suprafețelor verzi în jurul casei, ploilor regulate și temperaturilor optime. Însă, pentru a lupta împotriva mușcăturilor acestora, putem să luăm măsuri de prevenire și să utilizăm remediile naturale la îndemână pe care le avem. Să lămurim mai întâi misterul din spatele mușcăturilor de țânțari. Acești musafiri nepoftiți au obiceiul de a se hrăni cu sângele oamenilor și animalelor, dar doar femelele fac acest lucru. Femelele de țânțar au nevoie de proteine pentru a produce ouăle, astfel încât detectează inamicul prin urma mirosului și căldurii din corp. Când produc mușcătura, țânțarul înțeapă pielea și injectează un compus anticoagulant în sânge pentru a-l menține fluid și ușor de sub. Reacția la mușcătură variază de la persoană la persoană, iar unele persoane pot experimenta mâncărimi, umflături și iritații puternice. La îndemână putem folosi bicarbonatul de sodiu pentru a calma iritația cauzată de mușcăturile de țânțari. Acest ingredient versatil, folosit în principal în bucătărie ca agent de dospire și în curățare, are și proprietăți analgezice. Acestea pot ameliora rapid disconfortul mușcăturii, precum și reducerea inflamației și mâncărimii. Proprietățile sale alcaline pot ajuta la calmarea iritației și la reducerea senzației de mâncărime asociate cu mușcăturile de țânțari. Pentru a utiliza bicarbonatul de sodiu, amestecă o cantitate mică de bicarbonat cu apă și după ce ai format o pastă, aplică direct pe mușcătura de țânțar. Lasă să acționeze timp de aproximativ 10-15 minute, apoi clătește cu grijă pasta de pe piele și usucă ușor. În plus, este important să încercăm să reducem expunerea la țânțari. Pentru asta există soluții de protecție, precum folosirea de repelente pentru țânțari și îmbrăcarea cu haine care acoperă cât mai mult din piele. Evitarea apelor stătătoare este de asemenea importantă, deoarece acestea pot fi adevărate raiuri pentru țânțari. Țânțarii sunt atrași de dioxidul de carbon pe care îl expirăm. Ei pot detecta cantitatea de dioxid de carbon din aer și îl urmăresc până la sursa sa, adică persoana sau animalul care respiră. Țânțarii sunt sensibili de asemenea la anumite substanțe chimice și compuși emanați de oameni și animale prin piele și transpirație. Aceste substanțe pot varia de la compuși chimici specifici, cum ar fi acidul lactic, până la bacterii și alte substanțe prezente pe suprafața pielii noastre. Țânțarii pot detecta și se pot orienta în funcție de căldura corpului. Corpul nostru emite căldură, iar țânțarii pot detecta acest semnal termic și se pot îndrepta către sursă, relatează realitatea.net.